Încă o dată, iubirea a învins. Regina Elisabeta a II-a și prințul Filip celebrează astăzi 73 de ani de căsătorie. Cu acest prilej, Palatul Buckingham a făcut publică o nouă fotografie a celui mai longeviv cuplu din istoria milenară a monarhiei britanice. În imagine, suverana și consortul său stau pe o canapea de la Palatul Windsor și se uită pe o felicitare făcută de strănepoților, copiii ducilor de Cambridge. Pe atunci, prințesa moștenitoare Elisabeta s-a căsătorit cu Filip, prinț grec și ofițer în Marina Britanică, la 20 noiembrie 1947. La ceremonia de la Westminster Abbey a fost și regele Mihai al României. A fost ultimul eveniment internațional al tânărului suveran român înainte să fie alungat de ocupația comunistă. Following the King and Queen in the procession were Queen Mary, Princess Andrew of Greece, the bridegroom's mother, and King Håkon of Norway. Then King Michael of Romania. Cu acest prilej s-a înfiripat o altă poveste de dragoste la fel de frumoasă și de lungă. Regele Mihai a cunoscut-o pe prințesa Ana, care îi devine soție și regină în 1948. Căsnicia a durat 68 de ani, până la moartea reginei Ana în 2016.